Comuna Târcău este situată în partea de sud-vest a județului Neamț, la poalele munților Târcău și cele ale munților Goșman, în zona de confluență a râului Târcău cu râul Bistrița. Comunitatea a ridicat în memoria eroilor căzuți în cel de-al doilea război mondial monumentul soldatului necunoscut. Comuna e risipită pe firul apei Târcăului într-un decor de basm. Biserica de Mir, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, s-a ridicat cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Mântuitorului Iisus Hristos și prin săvârșirea Sfântului Duh și s-a sfințit în 1912. Prin strădania credincioșilor, în perioada 1989-2000 s-au făcut lucrări de renovare. S-a resfințit în anul 2000. Biserica se remarcă printr-o acustică deosebită și o impresionantă colecție de icoane pictate pe lemn și îmbrăcate în argint, precum și picturi murale bine conservate de o mare frumusețe care transformă lăcașul de rugăciune într-un obiectiv turistic demn de menționat. Cea mai mare parte a comunei este acoperită de vegetație forestieră. Valea Târcăului reprezintă o splendidă zonă turistică. Puritatea aerului, frumusețea și tihna locurilor, ospitalitatea locuitorilor sunt tot atâtea argumente pentru a petrece clipe de neuitat în zona aceasta. Valea Târcăului este recunoscută de pasionații de vânătoare și pescuit pentru bogăția și diversitatea resurselor, potecile de agrement intersectându-se adesea cu traseele căprioarelor sau ale iepurilor și vulpilor care coboară să se adape din albia pârâului. Principalele activități ale locuitorilor de pe Valea Târcăului sunt creșterea animalelor, silvicultura și exploatarea forestieră. Schitul Sfântul Mina este un loc ideal pentru pelerinaj, relaxare și rugăciune.
a fost înființat în anul 1957 și se află la confluența părului Brateș cu Tarcăul. Mănăstirea Tarcău se află între satele Brateș și Ardeluța, într-o poiană deschisă la margine de pădure. Biserica s-a construit în anul 1833 și are hramul Duminica Tuturor Sfinților. Se află o casă de oaspeți gata oricând să primească pelerinii sau turiștii care vizitează acest lăcaș de cult și care doresc să se bucure de atmosfera încărcată de istorie și mesaj religios sau de frumusețea naturii înconjurătoare unică în peisajul mănăstirilor din nordul Moldovei. Turiștii care doresc să se relaxeze, să se bucure de aerul curat de munte și să uite pentru câteva ore de monotonia cotidianului, pot alege drumețiile pe culmile munților Tarcău sau urmând potecile ce se unduiesc paralel cu Albia Părâului. Traseile turistice Brateș-Gura Tarcăului sau Brateș-Șaua Fagului sunt cele mai preferate de către amatorii de drumeții. Tradițiile și obiceiurile populare sunt păstrate și duse mai departe de copiii din Tarcău, care cu ocazia sărbătorilor de iarnă umplu ulițele satelor cu urările lor.
Clădirea muzeului adăpostește 120 de lucrări plastice donate comunei natale de către artista care a fost supranumită Doamna Acuarelei Românești. Exponate de ceramică și lemn din colecția particulară a artistei, precum și obiecte de mobilier și accesorii din atelierul de lucru. De asemenea, manuscrise și cărți din biblioteca personală a Iuliei Hălăucescu și a preotului Gheorghe Verșescu, autorul primei monografii a comunei Tarcău. Datorită reliefului și așezării geografice, comuna Tarcău oferă multiple posibilități pasionaților de sporturi extreme. În această zonă se pot realiza excursii de tip off-road sau rafting, iar împătimiților de escaladă li se oferă ocazia de a ataca stâncile din împrejurim. Traseele din Brateș sunt multiple, foarte lungi, foarte dificil. Culmea muntelui lung, care desparte Valea Tarcăului de Valea Vicazului, oferă parapantiștilor posibilitatea de a explora deopotrivă cele două băi și de a se bucura de curenții ascensionate. Escalada și tiroliana, precum și alte activități legate de alpinism, se pot practica în toate anotimpurile pe malurile stâncoase ale Băii Tarcăului de către deținătorii de echipamente adecvate.